Cine-i harnic și muncește are tot ce vrea, inclusiv subvenții pentru cultivarea plantelor și legumelor, care mai apoi ajung pe masa hunedorenilor. Pe lângă culturile clasice, din anul 2019, agricultorii sunt încurajați să înființeze și culturi de usturoi, pentru care primesc un sprijin financiar. Fermierii hunedoreni care au aplicat pentru primirea de subvenții prin schema de ajutor de minimis prin programul Usturoiul, derulat de Ministerul Agriculturii, pot primi 3.000 de euro la hectar dacă au cultivat usturoi în câmp, pe o suprafață minimă de 3.000 de metri pătrați și să facă dovada valorificării unei cantități de cel puțin 3 kg pe 10 metri pătrați. Verificarea în terena culturilor durează până la 1 iulie, iar până la sfârșitul lunii noiembrie trebuie să facă dovada valorificării usturoiului cultivat. S-a încheiat etapa de depunere a cererilor în programul Usturoi. Urmează că tot așa avem doi solicitanți înscriși la nivelul județului. Pe măsura în care fermierii ne vor anunța, vor demara verificările și pentru acest program. Condițiile minime pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii înscriși în program, să cultive o suprafață de minim 3.000 de metri cu usturoi cultivat în câmp, subvenția, sprijinul acordat este de 3.000 de euro la hectar, dovada valorificării unei cantități minime de 3 kg de usturoi la 10 metri pătrați, iar perioada de verificare a beneficiarilor pentru producții obținute și comercializate este de la 1 iulie până în 21 noiembrie. În acest an, fermierii hunedoreni au aplicat pe lângă usturoi și pe programul Tomata, existând și posibilitatea de a primi subvenții prin scheme de ajutor de minimis și la cultura de vița de vie.